Sunt manuscrisele Bibliei corupte? Ce dovezi avem că ceea ce citim astăzi este același lucru cu ce au scris autorii Bibliei acum mii de ani? În acest episod ne vom ocupa de autenticitatea manuscriselor Bibliei. Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă este considerată de mulți ca fiind cea mai importantă descoperire arheologică a secolului 20. În 1947 au fost descoperite circa 300 de manuscrise biblice, unele cu o vechime de 2100 de ani. Ele acoperă toate cărțile Vechiului Testament, cu excepția cărții Estera, dovedind până la grad de detaliu, stabilitatea și corectitudinea textului pe care îl deținem astăzi. În urma acestei descoperiri fabuloase, s-a așternut o tăcere asurzitoare în tabăra celor care contestă autenticitatea manuscriselor Vechiului Testament. În consecință, tirul contestatarilor s-a focalizat în special pe manuscrisele Noului Testament. De mai bine de două decenii, ateul Bart Ehrman, unul din cei mai competenți cărturari ai manuscriselor Noului Testament, se străduiește să discrediteze acuratețea și integritatea Bibliei pe care o avem astăzi, pe motivul că există, după el, 300.000 de diferențe în manuscrisele Noului Testament. Pentru a evalua acuratețea unei opere al cărei original a dispărut, se apelează la așa numitul test bibliografic, care constă în trei examinări. 1. Numărul de copii existente. La această oră există peste 25.000 de evidențe textuale, și anume, peste 5.800 de manuscrise grecești, integrale sau doar fragmente, peste 10.000 de manuscrise latine și peste 9.300 de manuscrise, traduceri în alte limbi vechi, siriacă, slavă, coptă, etiopiană, armeană și gotică. Dacă comparăm doar numărul de copii grecești, 5.800, ale Noului Testament, cu cele ale lucrărilor clasice, vom găsi o diferență izbitoare. Avem doar 643 de copii pentru Iliada lui Homer, 49 de copii pentru Aristotel, 10 pentru Iulius Cezar, 7 pentru Platon. Iar dacă s-ar înșira pe orizontală manuscrisele Noului Testament, s-ar obține un lanț de 2,6 milioane de pagini, lung de 4 kilometri. În contrast, media scriitorilor antici este un șir de doar 1,30 metri. Al doilea criteriu este timpul scurs dintre original și copia existentă. Cele mai relevante manuscrise în acest sens sunt următoarele. P52 sau Papirusul John Rylands. Datează din anii 115-135 după Hristos, la doar câțiva ani după original. P66 sau Papirusul Bodmer, din anii 150-200 după Hristos. Este o copie integrală a Evangheliei după Ioan. P45 și P46, papirusurile Chester Beatty, din 250 după Hristos, conțin aproape întreg Noul Testament. Iar Codex Vaticanus din anul 325 conține tot Noul Testament cu doar câteva pagini lipsă. Ca și numărul mare de copii, distanța în timp ce separă copiile biblice de original, în contrast cu cele ale scriitorilor antici, este izbitoare. Cea mai timpurie copie a Iliadei lui Homer se situează la 1300 de ani după original, iar scrierile lui Aristotel la 1400 de ani, cele ale lui Platon la 1200, cele ale lui Iulius Cezar la 1000 de ani, iar ale lui Pliniu cel Tânăr 750 de ani. Examenul 3.
gradul de acuratețe a copiilor existente. Din punct de vedere tehnic, afirmația lui Bart Ehrman este corectă. Există circa 300.000 de diferențe textuale. Dar ceea ce Ehrman nu spune este că în cele 400.000 de variante, el include repetările uneia și aceleași greșeli ce apar în copiile de mai târziu ale acelei copii defecte. 70% din toate diferențele sunt variante de scriere. E ca și când în loc de aici ai scrie aci. Evident, sensul nu este afectat deloc. În peste 500 de locuri, cuvintele dintr-o propoziție sunt inversate, precum Hristos Iisus în loc de Iisus Hristos. Aceste trei categorii de diferențe, care nu afectează deloc sensul frazei, constituie, rețineți, 95% din toate diferențele. Restul de 5% include adăugarea sau omiterea unei litere care ar putea schimba sensul frazei, ca de exemplu acum în loc de cum sau fum în loc de cum. În cele mai multe cazuri însă, contextul arată clar eroarea și implicit clarifică sensul corect al frazei. Interpolarea unor cuvinte sau paragrafe inexistente în manuscrisul după care s-a realizat copia. Există cuvinte și chiar versete interpolate care apar doar în manuscrisele mai târziu. Vezi, de exemplu, 1 Ioan 5:7. Din fericire, numărul extrem de mare de manuscrise permite identificarea ușoară a variantelor care deformează sensul textului, astfel că originalul poate fi restructurat fără probleme. În consecință, acuratețea Noului Testament este de 99,5% și este zdrobitoare prin comparație cu orice alt document antic. Deși nimeni nu contestă scrierile lui Aristotel, ale lui Homer sau a unor istorici ca Pliniu cel Tânăr, totuși scrierile biblice sunt atacate în mod constant. Ciudat, nu-i așa? Dacă vrei să afli mai multe informații despre manuscrisele biblice, le găsești mai jos în descrierea acestui video. În episodul viitor, te invit să descoperim cea mai mare dovadă a originii supranaturale a Bibliei, profeția. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat imediat ce postăm un nou video.